Acum citim cu ajutorul lui Dumnezeu din cuvântul Domnului de la Proverbe, capitolul 7, cu versetul 1. Titlul se numește Ispita prea curvie și urmările ei. Începem versetul 1. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zebele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Treceam pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Ea nămur seara în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șiriată. Era bună de gură și fără stâmpări. Picioarele nu-i putea sta acasă, când în uliță, când în piețe. Pe la toate colțurile stătea la pândă, ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte ca să te caut și te-am găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternutul din pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmerdări, căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani, și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Tot vorbindu-i, l-a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că va costa viața, până ce săgeata-i străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.